Opoziția ar trebui să se abțină de la organizarea manifestațiilor publice în data de 1 iunie, când țara noastră va găzdui summitul Comunității Politice Europene, iar cei care vor încerca să pună la cale destabilizări trebuie pedepsiți sever. Este părerea fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Acesta mai susține că întrunirea este un bun prilej pentru a continua schimbarea percepției asupra țării noastre, ca Europa să ne vadă ca parte a culturii sale. Fostul președinte al Curții Constituționale susține că mesajele pro-europene și reformatoare transmise de șefa statului Maia Sandu către spațiul european, dar și prestațiile acesteia în Occident, au schimbat enorm atitudinea europenilor față de Republica Moldova. Să continuăm să schimbăm percepția în situația când Europa ne va vedea pe noi ca o parte a culturii sale. Trebuie să fim clari, trebuie să fim foarte consecvenți în ceea ce vrem și să încercăm să fim insistenți pe ceea ce ne interesează pe noi. Și europenii, văzând lucrurile astea, subconștientul lor ne va accepta ca o parte a Europei. Și atunci deja restul sunt detalii tehnice. Cei care vin simte, da, există oamenii ăștia, ei sunt ca și noi. Alexandru Tănase susține că toți politicienii trebuie să realizeze cât de important este evenimentul pentru țara noastră și să se abțină de la manifestații. Totodată acesta susține că autoritățile ar avea motive întemeiate pentru a restricționa accesul în zona unde se va desfășura evenimentul. Opoziția ar trebui să fie conștientă de locul când protestez, unde protestează și împotriva ce protestează. Această reuniune ea trebuie exclusă totalmente din agenda politică internă a Republicii Moldova. Toată lumea matură și responsabilă trebuie să înțeleagă dimensiunea acestui eveniment. Eu nu văd niciun rost și nicio logică să existe proteste. Și cei care vor încerca să le organizeze și care vor încerca, dacă vor încerca, bineînțeles, să pună la cale anumite provocări să-și rămâne mai departe, trebuie sancționați după toată severitatea legii, fără niciun fel de toleranță. Cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene va avea loc pe 1 iunie în Republica Moldova. La eveniment vor participa 50 de șefi de stat și de guvern, precum și înalți demnitari ai Uniunii Europene.